Cazul Elodia continuă să șocheze o țară întreagă. Soțul acesteia a intrat din nou în atenția publică după ce a ieșit din arest. Odată cu ieșirea acestuia din arest, au fost scoase la iveală și alte detalii. Se pare că fiul lui Cristian Cioacă și al Elodiei Ghinescu a ales să-și schimbe numele de familie. Fiul lui Cristian și al Elodiei a ales să-și schimbe numele de familie. Acest lucru a fost scos la iveală de către bunica acestuia, care susține că nu și-a mai văzut nepotul din 2009. Potrivit bunicii sale, nepotul său ar fi recurs la acest gest la insistențele familiei. Din câte am aflat, nepotul meu și-a schimbat numele de familie din Cioacă în Nene și cred că a făcut asta la insistențele familiei, nu că râdea cineva pe la școală de el. E băiat mare, acum are 18 ani, nu l-am mai căutat, că i-au băgat tot felul de prostii în cap dânsii despre mine și m-am retras eu. Pe data de 22 august, Cristian Cioacă a fost eliberat. Bărbatul a stat 10 ani în spatele gratilor după ce a fost considerat principalul suspect în ceea ce privește dispariția avocatei Elodia Ghinescu din noaptea de 29 spre 30 august 2007.